Jasnic. Ca un topor, ca un topor, am zis, aruncat cu putere și precizie în trunchiul acestui copac, a cărui copac, dar cine să mă creadă, cine să se uite în inima cu topoarea a pădurii, o cărare formată numai din decupaje de reviste plasticate. Mi-a fost drumeția de parodie. Și înger treizeci de ani coborând și urcând ca la balamuc pe un muc și un nuc de cuc uitat prin vârfuri de tulpin subțiri și lungi clătinate între cer și pământ, frunzele avangarde din secolul trecut prin buzunarele mele de catifea. Și binecuvântarea primului născut, supraviețuit, a tatălui meu și a mamei mele, sora mea, fratele meu, apostatului meu de improvizații, și vecinii din geamul celor care s-au pornit la drum fără să cunoască drumul mării și a vecinătății uscatului dintre sat și oraș, prin atelierele de pictură de la 12 ani prin librării vechi și nealimentate de 15 ani? Cum să strângi totul pe suprafața unei singure mese din crâșma de la gara? La 33, înălțarea D om nului, păsările amețite de praful glorios din urma tălpilor sale glorioase și glorios ridicate la ceruri. Ce trebuie să simți când pictezi carcasa unui taur despicat atârnat de bârnele fabricii de pantofi, unde s-au îmbolnăvit jumătate din femeile orașului meu. Cum să privești ochiul de sticlă mort, o doamne, cu sângele uleios și cald ce mai cade pe podeaua uleioasă și caldă, pe care și-a lăsat cărare carnei trasă de picioarele de piatră, acest Hristos torturat această cărare de sânge? Cum poate fi să stai în fața zidului până când zidul îți plânge de milă, să te închidă dilerul tău de artă într-un beci cu o sticlă de coniac și un model, până când scoți în lumină ce seamănă tot mai mult cu ce pare a fi Sufletul uman? Vroiam să pictez un cuțit în noapte, lucios de urmele unui măcel tandru. Dar gata, chemații, oh, nomazi, toți nomazi, de mult posedați de dorință, uitați, trompetele tăcerii, corabile păcii, faceți-vă somn, leagăn spre dimineața. Eu am scris asta când eram singur undeva, negat, neat. De unde venim? ce suntem noi, încotro ne îndreptăm, cu ce prospețime veche e scrijelat în pânza omului, de omul care nu s-a jenat de misterul sarcasmului, care a murit cu pensulele în mână din mila unei vechi fracturi la gleznă care nu s-a vindecat niciodată cum trebuie, să speri, e să trăiești. Am înmormântat un om zilele trecute, 81 de ani, Jack, mort, din neglijența asistentelor căminului de bătrân, unde și-a dus ultimele luni din viață cu reticiență și delir. Nimeni nu l-a crezut de o infecție tratabilă, nimeni nu l-a crezut învins de propria lui vreme. Dar ce mai contează? Înmormântarea a fost ca o farsă în comparație cu moartea căprioarei. Ce îngrozitoare în serare plutește în univers. O viață de om totuși. Și când ți se face somn, ți se face somn. Și când trebuie să dormi, trebuie să dormi. Ce înalt îi focul și codrul ce adânc. Nu există nicio singură voce, nu există nicio singură linie, nu există niciun singur apogeu. Nu a existat niciodată. Nu știam noi, dar nu a fost niciodată aici. Spiritul e un cerc fără linia diagonalei acolo. Înainte să fie prea târziu, artistul contemporan și-a dezvoltat și-a asumat o sensibilitate nenecesară, ca o bizară autopedepsire pentru un sort de rebeliune din trecutul revoluționar al esteticii față de spațiile vulnerabile ale irepetabilei noastre planete, față de catastrofica dezintegrare globală și față de spatele unei flagelări auto-involuntare. Și spatele, față de față, în spatele, indiferent, a tot ce mai poate fi de Dumnezeu. Dumnezeu e sfios cu mine. Vine noaptea, când toată lumea doarme. Apare în deșertul nopții, unde nu e nimic și nimeni. Unde viziunea focului e mereu în spatele ochiului tău nimeni nu-l vede, oricât de mult s-ar holpaci cineva în văpaia nisipurilor din carcasa ochilor tăi. Dar să poți râde în cele din urmă cu marea plăcere dezastrică a nisipurilor mișcătoare visam o abordare antispectaculară, o critică înalt efectivă la problemele curente ale disputei comerciale, o rebeliune împotriva grabei, sunt o concentrare prelungită asupra stilului leneș, încetinirea și cererea pentru amânare. Dar nu mai amân nimic, nu mai încetinez nimic frumosului consumabil, care ne-am obișnuit din prima zi a secolului 21. Sunt secolul 21, sunt ce sunt, topor și pădurar, copac și trebuie că e un dat să faci obiecte, să faci obiecte care au existența lor intimă. Când scriu, devin obiectele din jurul meu. Ai risit închis, negru luminos, distilare și sare de mare cu toate imaginile care mi-au colonizat realitatea trebuie cum mai pot duce vreo 70 de ani